Ultima intersecție în lucru pe Vidrighin, intersecția cu 1 decembrie 1918, va fi gata la finalul lunii viitoare. Odată gata, cei care au fost nevoiți să schimbe ruta pentru a ajunge la muncă, la școală, precum și alți călători, vor merge din nou cu linia 6 tramvaie. Vidrighin avea nevoie de o investiție majoră, nu de cârpeli, pentru că e un bulevard care preia traficul greu în lipsa centurii și care este tranzitat zilnic, în special de timișorenii care lucrează în zona industrială Buziaș. Avem linie dublă de tramvai, două benzi de carosabil pe sens, trotuare, piste de biciclete și rețele de utilități noi. Totul va fi gata în această vară. Transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău. Valoarea investiției de pe calea Stan Vidrighin se ridică la puțin peste 20 de milioane de euro.